În partea a doua a capitolului Mail Merge, o să observăm că acest instrument este mai puternic decât pare la prima vedere. Vreau să vă arăt acum două funcționalități, cred eu, destul de importante în lucru de zi cu zi. În primul rând, vreau să vă arăt faptul că Mail Merge știe să genereze documente diferite în funcție de o anumită condiție logică și, de asemenea, o să observăm că acest instrument știe să trimită în mod automat aceste documente generate la o anumită adresă de e-mail. Haideți să revenim la primul scenariu. Vă aduc aminte că noi am pornit de la o scrisoare, de la un șablon de scrisoare generic. Am mapat anumite componente ale scrisorii cu diferite coloane din sursa de date externă, care reprezenta, de fapt, un document Excel.